Statele democratice se calcă în picioare acuzând China că își bagiocorește propria populație, încercând să impună acel procent zero în ceea ce privește COVID-ul și chinuindu-și practic cetățenii. Așa stau lucrurile, dar s-a gândit oare cineva și la un alt scenariu? Dacă statul chinez știe ceea ce noi ceilalți nu știm, că această nouă formă de COVID, omicron, aparent inofensivă, se poate uh, lăsa cu uh, sechele teribile uh, în ceea ce privește viitorul populației, dacă chinezii încearcă să evite uh, o asemenea catastrofă.